Ce faceți? Qu'est-ce que tu fais? Parlez-vous? Video de astăzi o să aibă legătură cu Mister. Îl vedeți, nu? Îl vedeți pe jițel? Stați că îl dau pe mare să-l vedeți. Uitați-l aici pe mea marele faraon. Da? Pastorul Dumitru Moț de la Biserica Elim din Timișoara. Acum mă dau eu pe jițel și pe urmă dă mâna pe așa. Deci astăzi o să vă prezint al doilea avort spiritual comis de pastorul ăsta, de Dumitriță Adormitu Harapalb de la Biserica Timișoara, Elim. De la Biserica Elim din Timișoara, mă rog, în fine. Așa. Primul avort spiritual pe care l-au comis și pe care l-am comentat și vi l-am prezentat a fost cu Dana Roba. Când ea s-a aflat la 10 minute de condus cu mașina de biserica asta, a fost în spital, la spitalul județean, în comă, aproape murit în bătaie de soț și dumnealui, nici că l-a interesat să menționeze numele ei la amvon, în timpul programului de rugăciune. Că vedeți vă cum e la Penti, e un anumit program de rugăciune pentru cei bolnavi sau cei în cauză. Niciodată nu menționat-o pe Dana. Și am demonstrat asta de câteva ori. Ăsta e un avort spiritual față de Dana, care a fost membru, nu știu dacă mai e membru, probabil mai e membru la Biserica Elim. Dar la momentul când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a fost membru. Da? Asta înseamnă că îi oița bisericii. Și dacă pastorul ăsta e pastor, adică dacă omul ăsta, Dumitru Moț, e pastor, înseamnă că el trebuie să aibă grijă de oiță atunci când e rănită, nu? Nu? Așa vă învață Scriptura, oameni buni. Nu, că voi sunteți creștini, nu eu. Nu, ar trebui să știți mai bine decât mine. Astăzi vă prezint un al doilea avort spiritual practicat de omul ăsta. Eu nici nu știu ce mai cauți pe scaunul ăla, pe scaunul ăla. Câți ani ai, omule bun? Eu, din câte știu, la 65 de ani, e capiș, domnia voastră de farao. Mai sunt și cazuri excepționale când vi se extinde viza de păgânism până la 70 de ani. Asta conform spuselor voastre din mai marele Dex, ca să zic așa, al cultului creștin pentecostal, Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Hai să citesc un pic ceva în legătură cu vârsta ta. Nu știu, n-ai nici măcar 65, care ți-a mai mult de 65? Deci cum eu arăt 80, tu știi, poți să înmulțești și să bași subradical, ecuații de Alboha. Tu ai impresia că nu mai ai ce să cauți pe scaunul ăla. Oricum ești grav de tot, spiritual ești grav, fizic nu știu și nici nu mă bag acolo. Dacă citim un pic aici din secțiunea 5-a, da, de la conducerea bisericii și ne ducem la articolul 45 cu aliniatul 3, scrie așa, regulile voastre. Stai să vă mă registrez, nu vorbesc degeaba, că n-am sare de galgară. Ascultați. Pastorul va putea deține o slujbă de conducere până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Iar dacă biserica și conducerea comunității consideră că este eficient în poziția de pastor, poate sluji până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Câți ani ai, domnul Pensie? Mister Harapalb, câți ani ai? Nici măcar 65? Că dacă ne ducem un plic la excepția asta de 70 de ani, spune așa, iar dacă biserica și conducerea comunității consideră că este eficient, tu nu ești eficient. Numai că nu, știi, la cum ați spus voi aici, dacă biserica și conducerea, știi, păi conducerea atât de a voștri, tot mafios sunteți, dar normal tu nu ești competent, tu nu ești eficient, tu nu ești. Tu ai comis avorturi. De multe ori creștinii ies în drum, tot, protest contra avortului. De fapt, voi nu știți că și în biserică la voi se comit avorturi. Dar voi nu spuneți nimic. În drum ieșiți. Mă refer la voi creștinilor. N-am nimica cu voi, doar ca să vedeți cum sunteți, știi? Sunteți un pichitră, știi? Când e vorba de copii și de nașteri, ieșiți în drum. Gură mare de n-ați văzut. Deși, de multe ori am zis când am atins subiectul ăsta, dacă toți ăia cu gură mare care ies la protest s-ar duce să adopte câte un copil, n-ar mai fi copii abandonați. N-ar mai exista case de copii. Nu. Nu! Dar numai gura e de voi. Pam, 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 pam. Mă refer la marea majoritate, că sunt și creștini care sunt oameni, adică oameni, oameni, în adevăratul sens al cuvântului. Dar, când e vorba din avort din ăsta, vai rapidități în drum.
Dar niciunul nu v-a zis să adoptați un copil ca să fiți de ajutor. Și niciunul n-ați ieșit în stradă. Eu nu v-am văzut să ieșiți în stradă. La fel cum ieșiți pentru avortul ăsta de copil, nu v-am văzut să ieșiți în stradă pentru avortul spiritual. Sau nu se numesc astea avorturi spirituale, ce a făcut pastorul Dumitru Moș, el nu-i singurul. Îs mai mulți, doar că pe ăsta l-am prins, l-am pescuit, că asta e viața, cu internetul. Ghinionul lui, că nu-i place internetul. Vă arăt imediat că nu-i place internetul. Ce să facem? Că nu putem să vorbim liber. Asta înseamnă că voi predicați crime de la amvon, știi? Dacă te interesează pe tine că îți filmat, nu pot să vorbesc. Că vezi? Eu aș vrea să spun în față cum ești, dar nu mă las YouTube. Nu că mă îngrijorez eu că sunt online. Nu, eu ți-aș pune direct că du-te la păscut. O să încerc să nu lăs pogrârea astea de nervi. Trebuie să mă tun și eu, cred că de la atâta păr mi se încălzește creierul și să fac o explozie aici. Trebuie să mă tun neapărat că nu mai suport. Nu mai suport. Când văd creștinii cum ies în drum pentru avorturi, trupești, mă rog, cu bebe copil, dar când e vorba de avorturi spirituale, pe unul nu l-am văzut să iasă în drum. Pe unul. Și voi ăștia care știți la protest pentru avort, da? Că e păcat, nu știu. Dar după ce mergeți la avort, asta să țineți minte de la mine, după ce mergeți acolo la protest împotriva avortului, duceți-vă, continuați-vă ruta și adoptați un copil. Că dacă se duce altcineva și adoptă copii, spuneți că sunt familii stricate. Vai! Dar voi nu vă duceți să adoptați. Nu e așa că sunteți ciudați. Pe cuvântul meu, dacă nu, eu nu vreau să vă supăr, dar nu e așa că sunteți ciudați. Adică când e vorba de avort spiritual, adică când pastorul e ineficient și gafează foarte mult față de niște membri din biserică, nu ziceți nimic, tăceți. Când e vorba de ăsta alt avort, ieșiți în drum. După ce ieșiți în drum, nu mergeți să adoptați. Și când se duc alții și adoptă, vai, nu vii rușine, bă, dar nu vii rușine să fiți atâta de adormit spiritual. Măi, moțule, câți ani ai? N-ai nici măcar 65? Du-te, mă, du-te, ia-ți lapte praf și suge lapte praf. Cu zis că ne naștem bebeluș și murim bebeluș. Înțelegi tu? Cam asta e viața. Hai că mă duc mai departe ca să nu-mi pierd vremea pe aici, că deja m-am enervat. Trebuie să mă tund. Bun. Oameni buni, e vorba despre un caz care s-a întâmplat din nou la aceeași biserică, sub aceeași mânuire, sub aceleași mânuri de pastor repetent spiritual, Dumitru Moț. Și vorba despre o domnișoară care mi-a dat acordul, bineînțeles că asta nici nu știa, se numește Raluca Popescu. Raluca, știu că o să te uiți la video ăsta, te salut, te respect, chiar dacă te cunosc doar de câteva ore, pot să spun, adică ore, te cunosc așa. Mi-a făcut plăcere să vorbim, chiar dacă după aia am rămas încărcată, că eu așa se-o. Da, așa se-o, no, ce să fac, așa se-o. O să mai ai câteva zile să-mi revin un pic, pentru că, mă rog, dar eu nu vreau să fiu supărată pe chestia asta, doar că eu m-am încărcat pentru că m-a durut când am auzit ce ai, am auzit, când am vorbit cu tine. Vreau să-ți spun că nu ești o lepră, cum zic alții, cum te consideră alții, doar pentru faptul că ești într-un scaun cu rotile. Și că ai, din păcate, niște dizabilități fizice care se văd. Știi că noi normal toți suntem bolnavi, Raluca, știi? Numai cu oamenii ei nu conștientizează asta. Ei nu conștientizează, ei cred că sănătoși. Dacă fizic, pe partea exterioară, sunt ok, cred că sănătoși, dar nu. Toți suntem bolnavi, Raluca, toți. Numai că la alții se vede, la alții nu. Știi? Adică asta e singura diferență. Unele boli sau dureri sunt vizibile, altele nu. Dar eu vreau să spun că nu ești o lepră. Cum nici sora mea, Tabita, nu e o lepră și sper să pot să menționez un pic și să fac o corelație între situația ta și situația surorii mele. Și nici nu vreau să trec foarte mult, adică nu vreau să trec peste oară cu video ăsta, că oamenii cumva se plictisesc, dacă cumva trec, asta e viața, depinde cum vine harul. Eu vreau să spun că te salut, că sunt alături de tine așa cum pot și atât cât pot la orice oră. Mai sunt niște oameni la mine pe YouTube care sunt în România și dacă avea nevoie de ceva, cu siguranță s-ar deplasa până la tine, pentru că îi cunosc și am încredere în ei și pe care asta țin să le mulțumesc. Deci țin să le mulțumesc pentru că știu că dacă eu i-aș suna acum și le-aș spune, te rog frumos, du-te până la Raluca, care nevoie, nu știu de ceva, știu că s-ar duce. Pentru că sunt oameni din nădejde, oameni care sunt oameni, nu așa, pastori și ce? Și ce? Deci video de astăzi are legătură cu o oiță care a fost abandonată și avortată
E pastorul Dumitru Moț, la fel cum Dana Robă a fost avortată, Raluca, da? Raluca Popescu a fost și avortată. Spiritual. Că, normal că spiritual, da? Deci video de astăzi are legătură cu Raluca și cu... vai, cum îmi vine să fac. Da. Ca să vedeți despre ce e vorba și ca să vedeți cât o jignit-o. De fapt, stați că mai trebuie să mai zic două, trei lucruri ca să aveți o imagine mai nuanțată, dacă pot să spun, despre persoana în cauză, adică despre Raluca Popescu, în urmă cu aproximativ 15 ani, dacă nu greșesc și dacă am ținut bine minte, din conversația pe care am avut-o cu ea, în urmă cu 15 ani s-a botezat la Biserica Elim din Timișoara, adică ea e membră, că acum nu-și dorește să mai fie, din câte am înțeles, e partea a doua, dar ea, adică în urmă cu 15 ani, a încheiat legământ, adică s-a botezat, cum se practică la Pentecostal, s-a dus, a intrat în vană, mă rog, o băgat-o, cine o băgat-o. Mai mult de atât, tu, păstorica, a dormit tu harap alb, că ți-e harap alb, cred că o să-ți spun, n-ai cum să spui că nu o cunoști pe Raluca Popescu, pentru că ea mi-a confirmat că la momentul botezului tu ai ținut-o pe brațe, că ea din cauza situației medicale în care s-o afla și s-o află, a fost neputincioasă ca să intre în apă. Dar tu ai ținut-o pe brață și n-ai cum să spui că nu o cunoști, că ești cel mai mare mincinos, oricum ești mincinos și așa. Dar vreau să vă spun că în urmă cu 15 ani Raluca Popescu, oița noastră, o încheia legământ și așa mai departe. Pe urmă, dacă trebuie să vă zic asta un pic, ca să înțelegeți mai bine situația, adică ca să urmăriți mai atenți materialul pe care vi-l prezint imediat. Uite, dacă n-aș fi prezentat, acum mi-a venit ideea, că dacă n-aș fi prezentat, n-ați fi înțeles exact, știi? Și vreau să vă explic înainte. Bun. Deci, membru la Elim, la Biserica din Timișoara, așa, o persoană, din păcate, care are nevoie de cărucior, asta vă spun doar ca să înțelegeți un pic situația, cât e de critică și e sensibilă. Numai că pentru harap alb ăsta, nu știu, nici, cred că nici dacă ar muri, n-ar fi sensibilă situația, dar mă rog, în fine, asta e viața. Și pe la vârsta de 20 de ani, din câte am înțeles acum, domnișoara Raluca are 33 de ani, la vârsta de 20 de ani s-a întâmplat o chestie între ea și un băiat, tot creștin pentecostal, tot de la biserica respectivă, din câte am înțeles, de la Raluca. Dacă greșesc cu ceva, Raluca, te rog frumos să mă corectezi în secțiunea comentarii, că nu mă supăr cu nimic, deci chiar nu mă supăr. Dacă cumva spun ceva greșit, te rog frumos, fără nicio supărare, să adaugi tu sau să corectezi, ok? Bun. Așa. Și cumva, dacă pot să spun așa, s-a născut sau s-a creat o relație între ea, între Raluca și un băiat. Băiatul, din câte am înțeles, fizic, ar fi fost sănătos. Partea exterioară vorbind, da? Că pe urmă așa. La un moment dat, băiatul a avut un accident, a căzut de pe o schelă, a intrat în com, a fost bolnav, nu prea vizita lumea. Raluca se tot ducea și-l vizita din când în când, atunci încă nu era o relație între ei, doar așa se cunoșteau. Și după ce el și-a revenit din comă și așa mai departe, ei au început să vorbească tot mai mult, tot mai mult. S-au dus în misiuni, mai nu știu cum, nu știu ce activități religioase și cumva s-au legat o relație. Acum mai mult n-are rost să spun că nici are relevanță. Important e să știți cum s-a întâmplat, da? Deci ea s-a botezat, după aia la vârsta de 20 de ani s-au cunoscut cu băiatul respectiv, înainte ca să se înfiri pe ceva între ei. Au avut loc accidentul ăla, el a intrat în comă, ea s-a dus și l-a vizitat. Voi vă dați seama un pic, oameni buni, tot Raluca, o persoană, nu știu cum să spun, că e un pic trist, știi, că nu pot să folosești așa cuvinte, numai că nu. La ăsta că zic harap alb, merită să zic harap alb, că zici că-i turna lapte praf în cap și dă degeaba cu cheleaia lui, dar vezi, băi, Raluca s-a aflat în situația în care se află, în starea în care se află medicală și totuși s-a dus să-l viziteze. Vă dați seama, oameni buni, cineva în căruț cu rotile să duce să vizitează un alt om bolnav. Și oameni cu ambele picioare. Eu nu cred că m-ar fi mințit Raluca că nu s-a prea dus multă lume să-l viziteze. Nu cred că. La ce să mă fi mințit? Nu? Ca să vedeți. Și oricum știți și voi asta. Când sunteți internați sau aveți o problemă, câți oameni din aia cu două picioare aleargă să vă ajute? Câți? Câți? Neam. Nimic. Când e vorba de altceva, tătă lumea dă-i acolo că ți-i preați. Ce mă vedeți de treabă. Și după ce a ieșit din comă, s-a înfiripat și au avut o relație. La un moment dat s-a ajuns până la stadiul în care ei să vorbească de căsătorie. Când s-a ajuns la stadiul ăla,
O afla și părinții băiatului. Și de acolo începută tu, că n-are cum, că n-are cum, că... Cum, vezi, doamne, era Luca să fie soția băiatului lor? Că n-o să află într-un scaun cu rotile, plus că mâinile nu și le poate folosi, care are niște probleme de studii grave, adică foarte grave, dar totuși, totuși, cu toate acestea, Raluca o terminat studii superioare, lucrează și mult mai capabilă și mai aptă de viața asta decât sunt foarte mulți. Foarte mulți care stau numai și bolborosesc ca niște babe clocite. Mă scuzați, expresia asta viață. Păi dacă pastorul a avut tupeu să o jignească în halul în care o jignit-o, cum adică n-aș avea eu tupeu să vă spun că mulți, mulți din lumea asta, poate nu e ok expresia pe care o folosesc, dar intelectual vorbind, poate n-a ajuns nici la tecitul mic al Ralucei. Poate n-a ajuns. Poate n-a ajuns. Dar totuși, dacă ea într-un scaun, vai de mine, oameni buni, nu mai subestimați. Nu mai subestimați că aparențele înșală foarte mult. Și știu ce vorbesc. Știți mai ce îmi pare rău? Că sunt unele lucruri pe care nu se le pot spune când o să vorbesc despre sora mea. Atâta de rău îmi pare că nu pot să le spun, că știu că nu o să fie ok. Dar unele o să le zic, numai nu pe toate. Că dacă vi l-aș pune pe toate să vedeți voi acolo în curcală și acolo treburi, dar n-am cum că... Știi? Vorba aia, tag din gură, știi? Că asta e viața. Băi, nici mai știu am rămas cu descrierea făcută pentru Raluca, dar... Mă rog, așa, au ajuns să vorbească despre căsătorie. Părinții lui s-au enervat, s-au agitat, că cum să aibă loc chestia asta, bla bla bla, au vorbit cu pastorul, bine că și pastorul știu, adică știa despre situație că ei vorbesc. Și a intervenit pastorul, dar cum să zic, nu a intervenit la modul la care, adică în modul în care ar fi trebuit. De exemplu, eu cred că ar fi trebuit să întâlnească cu ambele familii, nu? Cu ambii părinți, adică și eu cu ambii părinți, mă scuzați, și cu părinții fetei și cu părinții băiatului. Nu, așa ar fi trebuit, așa ar fi fost normal. Acum, că nu în același timp, ok, dar măcar în particular, adică să te duci la o familie, poi mâine te duci la alta. Important e să vorbești cu ambele familii și cu părinți, cu părinții de ambele părți, dar nu. Din câte am înțeles de la Raluca și nu cred că mă minte, adică eu nu cred că m-am mințit, niciodată pastorul ăsta moț nu și-a făcut timp să se ducă să vorbească cu ea, adică tu vorbești pe la spate pe ea, măi, harap alb, moțule, de ce nu te-ai dus? Sau vrei să spui că te-ai dus și ai vorbit cu Raluca și mă minte pe mine, Raluca? Atunci când ai intervenit tu și ai spus că, i-ai spus la băiatul respectiv că n-ai tu cum să-ți iei o... N-ai cum să-ți iei pe asta, tu nu vezi cum e, tu nu vezi că e căruț, n-ai, du-te, că nu-i de tine. Nu, fai, când l-ai interătat și l-ai țățat. Sau după aia, te-ai dus să vorbești și cu Raluca. Te-ai dus un pic să o vezi cum e. De când s-o botezat la biserică, ai de 15 ani, aproximativ, mai mult sau mai puțin, ți-ai făcut vreodată timp să o descoperi ca oiță? Că totuși, știi ce zic? Înțelegi tu? Sau înțelegi sau nu, nu înțelegi. Ți-ai făcut timp să te duci măcar o dată să vorbești cu ea, ca să-i descoperi sufletul. Să-i descoperi gândirea, abilitățile, capabilitățile, punctele forte, cele slabe. Ca să o îndrumi în viața asta. Atât fizic, așa eu fizic, atât profesional, cât și religios creștinești, da? Că voi sunteți toți numai cu diplome, cu doctorate, numai pusta, numai voi, mă zici că numai voi aveți pixuri, eu astea le-am așa, le-am furat, știi? Că nu, cum să mă duc eu să le cumpăr, să fie, nu, le-am furat din buzunarele voastre. Deci te-ai dus, ți-ai făcut vreodată timp, ți-ai făcut vreodată timp pentru Raluca. Mă, ți-ai făcut timp, o brăznicătură de om care ești tu. Ți-ai făcut timp. Sau măcar atunci, în situația respectivă, ți-ai făcut timp să te duci la Raluca. Ți-ai făcut? Nu că totuși, să o lămurești pe femeie, mă uite, o venit la mine băiatul, mi-a spus, o venit cu părinții, vai de mine, hai că spun și eu care e părerea mea sau hai că vreau să vorbim. Te-ai dus, mă, să ai o discuție cu Raluca. Te-ai dus. N-ai simțit nevoia să te duci să vorbești cu ea. Să o întrebi, Raluca. Acum zic și eu așa, numai niște întrebări, știi, că eu dacă aș fi fost eu locul tău, eu așa aș fi făcut, fai de mine, ce vorbești? M-aș fi dus, aș întreba ce face, cum e, așa niște întrebări de rutină și pe aș fi întrebat întrebări un pic mai personale și mai sentimentale, așa, știi? Și fi întrebat, tu iubești pe el?
Ești sigură că îl iubești pe el? Cum s-a dezvoltat iubirea între voi? Cum v-ați cunoscut? Cum așa? Cum așa? Chiar dacă tu ai auzit variante de la iubitul ei, da? Mă auzi, păstorică, chiar dacă ai auzit variante de la iubitul ei atunci, trebuia să te duci să auzi din gura ei. Să vezi emoțiile. Să vezi dacă are emoții, dacă sunt emoții, ce fel de emoții sunt, sănătos, nesănătos. Poate e avea nevoie de cineva să-i șteargă o lacrimă. Că nu știu dacă știi, mă, păstorică de harap alb. E tare greu când plângi și nu-ți poți folosi mâinile. Nu-i așa că e tare greu? Nu-i așa că e tare greu să plângi, să nu poți să ștergi lacrimă. Te-ai dus măcar să vorbești cu ea odată. Să vezi ce fel de iubire trăiește, ce fel de dragoste, cum poți să fii de ajutor, cum poți să fii un sprijin, cum poți să fii alături și cum poți să contribui. Să se dezvolte, dacă ar fi fost de să dezvolta situația, sau dacă nu, măcar să se încheie, dar într-un mod ok, decent, nu cu suferință. Din cauza intervenirii tale, de om imatur care ești, Raluca a plâns foarte mulți ani. Ca asta s-a întâmplat în urmă cu ceva, da? La 20 de ani au fost îndrăgostită, au vorbit aproape un an jumate cu băiatul respectiv și pe urmă s-a despărțit din cauza voastră. Cel puțin voi ați avut o influență foarte mare. Tu, pastore, mustăcios care ești, și părinții lui. Nu vreau să vorbesc de părinți pentru că acolo e altă treabă, prea personală. Dar tu ești pastor, ești public, asta e viața, ești o persoană publică, n-ai ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Așa. Ce-o interesa vreodată dacă sau cât o plâns? Raluca, după ce s-o dispărțit de băiat. Când ai fost în stare să te duci la ea, dacă să vorbești, ai fost în stare. Oare așa? Asta trebuie să facă un pastor. Să vorbească numai ca să fie cu vorbitul. Nu ți-a apăsat niciodată așa gândul. Mă, nu m-am dus să vorbesc niciodată cu Raluca, nu m-am dus să văd. Săraca, cum trece printr-o situație din asta? Pentru că e tare greu când ești rănit sufletește. E tare greu. Parcă tot corpul ți-e bolnav. Știi? Parcă tot corpul ți-e bolnav, când sufletul ți-e bolnav, adică când inima suferă, nu mai ai chef de nimic. Să mănânci, să bei, zici că nu mai ai chef. Îți paralizează cumva corpul. Pentru că suferința asta sufletească, emoțională, e foarte gravă. E foarte gravă. Poți tu să cuantifici? Ce că să cuantifici, mă, să identifici? Câte nopți, câte zile, câte săptămâni, luni și ani o plâns Raluca cu părinții ei după toată faza asta. Poți. Te-ai gândit vreodată cât o plâns și cât o suferit și ea și familia ei, că din câte am înțeles, familia ei o iubește. Cel puțin nu a avut părinții care au fost alături. Pe care asta ai fericit pe părinți. Nu știu dacă părinții tăi o să se uite Raluca, dar ai fericit. Așa. Măcar au avut părinți aproape. Spune-mă, pastore, pentru ce ești tu acolo, pastor? Pentru ce? Relații, pile alea? Oare un pastor, printre multe sarcini pe care le are, oare nu trebuie cumva să consilieze membrii din biserică? Nu trebuie să fie alături de ei? Nu trebuie să fie povață pentru ei? Nu trebuie să fie lumină pentru ei? Nu trebuie să fie oare o candelă pentru ei? Să ardă atunci când ei nu mai pot să ardă el pentru ei? Nu. Nu. Voi pentru ce sunteți puși acolo să fiți pastori? Conform Bibliei, voi aveți alte atribuții, alte sarcini. Conform regulilor voastre, sunteți niște bișnițari. Niște bișnițari. Dar acum, că le-am explicat un pic la oameni cum stă situația și că tu ai fost nesimțit, asta a fost în urmă cu câțiva ani, pentru că toată chestia s-a întâmplat când eu am avut 20 de ani. Acum are Raluca 33 de ani. Și anul trecut, după ce a trecut ceva timp de la incidentul ăsta, tu ți-ai permis să-ți bați joc de Raluca. O să demonstrezi imediat. Până una alta te întreb să-ți faci o revizie craniană. Într-adevăr, biserica e mare, vreo 3.000 de membri, poate mai mult sau mai puțin, aproximativ 3.000. Câți membri ai în biserică care sunt în situația ei, da? În situația Ralucăi. Câți membri îs în scaun cu rotile în biserica respectivă? Știi de ce te întreb? Îți explic mai târziu.
Momentan, hai dați oameni buni să vă arăt. Ce-a putut să declare omul ăsta? Într-o conferință, la o seară de tineret, la biserica unde e el pastor, să-l auzesc cum se contrazice și cum oferă învățături proste și eronate. Nu știu dacă îi mai pun nume învățături. Adică cum aberează de la învon. Da? Acum, ca să vedeți că nu vă mint, o să dau play la trei secvențe diferite. În cazul în care careva de la conducerea asta a bisericii Lim are în plan să mă acuză în fața YouTube-ului că vă fur materialul, exact cum a făcut Boha și alții din elita asta voastră de pentei, vă anunț că degeaba mă acuzați că v-am furat materialul, pentru că o să demonstrez YouTube-ului că tot ceea ce fac e că folosesc secvență din video vostru ca să analizez, evaluez și să critic minciunile voastre. Și YouTube-ul alocă excepțiile astea persoanelor care creează content pe YouTube, adică și mie. Da? No. N-are rost să-mi blați cu din asta la YouTube, că dacă îmi blați, o să vin și o sară publicul. Exact cum am arătat despre Boha, o să vin să arăt despre voi. Bine? Nu îmi blați cu supozitor, că nu-i nevoie. Aplicați-vi-le vouă. Nu mie. Oameni buni? Țineți cont. Nu uitați. La vârsta de 20 de ani, oița noastră s-a îndrăgostit. Acum ea are 33 de ani. Relația cu băiatul respectiv a durat un an jumate. Cum ar veni până la vârsta de 21-22 aproape, da? Deci de la 22 de ani până la 33 de ani. Gândiți-vă câți ani au trecut. Predica asta sau programul ăsta a avut loc anul trecut. Deci 10 ani au trecut de când, cu aproximație 10 ani au trecut, dacă n-am calculat greșit, de când Raluca s-a despărțit de băiatul respectiv, dar nu că o vrut ea, din cauza tensiunii create de harapa, da? La 10 ani distanță, ascultați ce are de spus mai mult. Doamne! Uf, harapalb. Dar până la secvența aia, ascultați un pic altceva. Vreau numai să fiți atenți la o chestie. O să vă prezint trei secțiuni separate. Însă vă rog frumos să fiți atenți că toate trei secțiunile fac parte din același program. Adică nu vă arăt o predică de astăzi și una de mâine. Ca să vedeți cât de aberant e omul ăsta. Acum spune ceva de genul că poți să folosești ceapă pentru mâncare că îi dă gust și după aia, păi cum să pui ceapă în mâncare? Păi n-ai cum să pui, că dacă pui mori. Ceva de genul. Ca să mă înțelegeți ce vreau să vă explic, ascultați, o să comentez și tot așa. Trei secvențe, da? Ascultați. Vă arăt prima dată aici, conferința asta a fost, dacă pot să numesc așa, pe data de 6 iunie, anul trecut, 2022. Da? La 10 ani, după ce s-a încheiat relația sentimentală între Raluca și fostul ei prieten. Iubit, mă scuzați. Ascultați aici. La 10 ani, ce minte bolnavă poate să aibă omul ăsta? Vă rog frumos să țineți cont că toate detaliile astea fac diferență. Ca să vedeți. Ca să vedeți. Pentru că ceea ce face farmecul unui om, spunea înțeleptul Solomon, nu este faptul că el are ochi albaștri, că are părul creț, că este înalt așa cum tu ți l-ai gândit ca domnișoară, uitându-te la telenovele și ți l-ai structurat și ți l-ai pictat în minte. Și atunci tu ca băiat, iarăși te-ai uitat la tot felul de filme și tot felul și ți-ai structurat așa o zână a zorilor. Deosebită, dacă blondă, blondă ți-ai structurat, că aia îți place. Dacă așa, altfel. Dragii mei, nu în asta stă farmecul unui om. Ce farmecul unui om, adică ceea ce îl face plăcut pe cineva, ceea ce îl face agreabil pe cineva, ceea ce îl face de dorit pe cineva. Știți ce a zis Solomon că îi? Bunătatea lui. Bunătatea lui este cea care îl face agreabil pe cel sau pe cea care este în relația aceasta de familie. Și Dumnezeu este Cel care... Bun. Sper că ați auzit și voi, oameni buni, da? Sper că ați auzit. Bunătatea. Bunătatea îl face pe om frumos. În alte cuvinte, nu aspectul lui fizic.
Da, bine o zis aici. Aici bine o zis. Adică era să-i dau medale. Deci era să-i dau medale, omule bun. Era să-ți dau medale. Stai să mă aranjez baticul. Stai așa să mă aranjez baticul, că deja mă iau căldurile când știu ce urmează să dau play. La ce urmează să dau play. Stai să-mi fac baticul. Bun. Așa. Să fie primit. Trebuie să mă tundă. Nu acum. Până aici, mă zici că era să-i dau trofeu. Hai să mergem un pic mai încolo. Da? Deci aici eu zic că bunătatea, nu aspectul, nu. Bun. Bun. Ascultați-l acum un pic ce spune aici. Și pe urmă mergem la ultima fază. Ascultați-l un pic să vedeți cât e deranjat el de YouTube. El e deranjat de YouTube și de internet atunci când nu-i cazul. Și când e cazul, uite de fapt că e filmat și că poate să-l audă oameni. Ascultați-vă rog frumos. Da, hormonii ăștia își fac și ei de cap. Sau numai unii au. Vine vremea aia. Însă să nu mă depărtez, că poate vom mai ajunge pe acolo. Ceea ce vreau să... Da, e o chestiune că se transmite pe internet. Și aici nici nu știm cine ne aude, nu putem vorbi chiar totul foarte deschis. Dar când mă uit la vârsta pe care o aveți, să știți că mi-aș putea permite, dacă totul ar fi închis, să vorbesc foarte deschis cu voi. Dar foarte deschis cu voi. Să știți. Pentru că nu mai este un subiect tabu de neabordat. Problemele acestea ale intimității. Dorințele astea fierbinți, care clocotesc și fierb de dă capacul de pe oală afară. Oh, wow! Da! Da, da! Dă capacul! Îți iasă sarmaua din... Du-te, băi, bă, băiat! Stați că până se dau play la ultima fază. Oameni buni, el cică dacă ar fi fost tot închis, adică nu internet și nu transmise, ar fi dezvoltat subiectul hormon. Ați înțeles și voi ce am înțeles eu? Pe bune. Numai că nu. Nu poate să dezvolte că... De ce nu poți să dezvolți, mă, harapa? Că vreau și eu să știu. Am voie să mă sărut? N-am voie. Dacă nu să mă sărut, eu sticla, mă sărut cu cana, îi voie să se atingă sânii la femei, nu-i voie, mă refer acum într-o căsătorie. Ce-i voie și ce nu-i voie înainte și după, știi, de căsătorie? Adică ce? De ce nu vorbiți? Astea vă faceți că nu le vorbiți, că cine știe cine să uită. Dar când ai vorbit-o de rău, dau play acum, când ai vorbit-o de rău și ai batjocorit-o, pe Raluca Popescu, în fața tuturor celor prezenți în biserică și din mediul online, nu te-ai mai gândit că ești înregistrat? Spune-mă, pense care ești, nu te-ai mai gândit că ești înregistrat? Interesant, când să vorbești despre hormoni, sunt înregistrat. Când s-o insulți pe Raluca după 10 ani, aproximativ, de la incidentul respectiv unde ți-ai băgat nasul, nu ce mai interesa că ești filmat? Sau ai vrut din adins să o rănești după atâția ani? Oare ai vrut din adins să o rănești? Nu-i destul cât ai rănit-o. Nu-i destul cât te-ai amărât sufletul. Atunci, nu-i destul, mă. Oare n-ai băgat de seamă că după ce ai vorbit atunci ce ai vorbit, ea nu mai vine la biserică? Tu n-ai observat că ea susânță prost, că ea a adunat mai multă suferință în sufletul și în gândirea ei? Mă, eu știu că un pastor când vede că oiță lipsește la biserică, bă, măcar îi dea un telefon, un telefon, dragă, ce ai pățit? Ești bolnăvioară, vrei să-ți aducem ceva? S-a întâmplat ceva, să vezi, mă, dacă trăiești. Măcar un singur telefon sau o singură vizită acasă. Ai încercat să faci asta după ce ai batjocorit-o în mediul online? Nu știi despre ce e vorba? Hai că dau play! Că atunci nu te-a mai îngrijorat. Nu te-a mai îngrijorat hormonii tăi, care și-a foarte constipați. Nu te-a mai, știi, nu ți-a mai zis, mai stai că suntem online, ne filmăm. Na. Numai despre hormoni te-a îngrijorat. Oare... Ai ceva lecții private de predare a sexualității? Că voi mai nu sunteți și sexologi, mă!
Mă, voi sunteți și sexologi, auzi dacă sunteți atâta de șmecheri. Voi ăștia pastorii care vă credeți de toate. Vă pun o întrebare așa, îmi pare rău că pătezi cumva video ăsta cu întrebarea mea, dar n-am ce să fac, Raluca, te rog frumos, scuză-mă, numai că ăștia sunt mari sexologi și acum mi-a venit un artific așa, că au zis că nu poate vorbi, că nu știu ce. Răspunde-mi și mie în privat, dacă vrei, domnule Harapalb, sexologul sexologilor, că ai vorbit foarte deschis. Dacă sexul, că acum, bine, e diferență foarte mare între sex și dragoste, dar nu. Voi mai mult, voi pastorii, promovați sexul, ca și cum atâta întreții relații intime, dar să dai naștere copilor, altceva nu există, plăcere. Nu, bine, Dumnezeu ne-a făcut pe noi, nu? Deși eu, nu, cred că din spermă și ovare, dar hai să zicem, Dumnezeu ne-a făcut pe noi. De ce noi femeile, surioarele, știi, că și eu sunt femeie, poate vrei să mă ridic să vezi că sunt femeie, că de mă ridic, ies din cadrul ăsta. Știi ce zic? Nu, că sunt omnită bine. Ascultă, întrebare pentru tine și pentru mai mare mafioți ăștia sexologi. Dacă relațiile astea sexuale sunt numai pentru naștere de copii, știi? Să nu mai zicem că sânii sunt numai pentru bebe, Doamne ferească-te, Maica Dumnezeu. Atunci, pentru ce noi femeile avem, știi ce zic? Trebuie să-i spun pe nume că nu știu cum să-i spun. Vezi tu că dacă îi spun căpșunică, tu o să crezi că mă refer la vagină, dar nu. Mă refer la clitorist. De ce l-avem? De ce avem? Spune-mă, mă, omule, de ce avem clitoristul? Noi femeile, că voi nu aveți, nu? De ce avem? Că vezi tu, acolo era eu pe pământ. Mergem next. Să nu mă bat. Zic și eu ca tine. Să registrată, nu pot. Nu, nu, nu. O să fac chiar video pe tema asta, că pe mine mă interesează că se registrată. Că atât și mai bine. Că internetul ăsta îmi facilitează mie procesul de a vorbi și de a dezvălui ipocriziile voastre. Da? Pe calea asta îi mulțumesc internetul, oricum nu mă aud internetul. Haideți să mergem next. Auziți aici cât de mult o insultat-o pe Raluca la 10 ani distanță. La 10 ani. Ce ai crezut, mă? Că a murit Raluca? Nu ți-e rușine să vorbești așa de ea? Sau vrei să spui că n-ai făcut referință la ea? Pe cine mai ai tu un scaun cu rotile în biserica aia? Ca să presupunem că ai fi bătut apropo la altă persoană. Hai să vedem, uite ce proteză faină. Arătați aici ce proteză faină. Are proteză și asta acolo, zinzi de aur. Dați-vă, ce ai acolo, mă, copile? Da, ia vei tu ceva, valută ascunsă, că cum bagă babele la sutien, voi băgați tot ce, mă, deci. Ascultați cum au jignit-o pe Raluca, indirect, indirect au jignit-o. Poate să fie o căsnicie reușită dacă fata are studii superioare, clar că nu-l punea pe el pe primul loc. Dacă fata are studii superioare și băiatul nu, și dacă ea câștigă mai mult decât el, se poate rezolva această problemă? I-a fost adresată o întrebare de pe scaun, da? Cineva gâsca lui, ca să nu-i dau numele acum că n-are sens, dar o să mă duc eu și la pansatul ăla, că văd că numai hilinză știe pe acolo. Pansatul ăla îi citea întrebări adresate de tineri din biserică și asta a fost o întrebare și ascultați răspunsul lui. Deci, chestiunea asta materială, sigur că se poate rezolva. Dar nu ar fi rău dacă se poate să fie vârste și pregătire când zice ajutor potrivit. Dumnezeu a rânduit pentru un om ajutor potrivit. Potrivirea asta în analiza noastră a oamenilor și în experiența de viață este bine să fie cântărită. Vedeți, potrivire ca vârstă, potrivire ca aspect. Că eu am întâlnit caz în care un băiat, ce să vă povestesc, uite, băiatul ăsta, că ia ridică-te în picioare, ia ridică-te. Așa un bărbat era. Și alții sub influența altora s-au îndrăgostit, nu atât de tare el, cât ea și cei care lucrau de una în cărucior. În cărucior. Vai de mine, câtă luptă a fost. Până a venit mama băiatului și a zis mamei ei, ce vrei să-ți arunci fata care e handicapată în brațele băiatului meu? Circ a fost discuțiile de acolo. Deci, oameni buni, trebuie să fie o potrivire și aici. Că... Hai, lasă-mi cu tine. Lasă-mi. Ia-s-o. Oameni buni.
Voi vă dați seama ce cuvinte grele. Și ce atitudine de... Nu mă pic. Ia o pauză câteva secunde să-mi revin că nu. Maharap alb. Maharap alb. Nu ți rușine. Mă, nu ți rușine. După aproximativ 10 ani de la suferința prin care a trecut Paraloca, o suferință care a fost provocată și de tine, că tu împreună cu părinții lui ați intervenit în relația lor și uite așa. Și uite așa. Mai trist e că Paraloca a suferit foarte mult. Și, ca să vezi, încă sufer. Dar nu tu pe băiat. Din cauza nesimțirii tale. Cum ai putut-o să o folosești pe ca exemplu negativ în biserică? Unde scrie în Biblie, te întreb și pe tine, cum l-am întrebat pe pastorul Cifor Cornel, de la biserica Emanuel din Năsăud, unde eu mă duceam la biserică cu frații și surorile mele pe vremea lui Pazvante, când ne duceam și noi, da, la biserică. Te întreb cum l-am întrebat și pe el. Unde scrie în Biblie că o femeie sau un bărbat cu anumite dizabilități nu au dreptul să fie iubiți, nu au dreptul să iubească și că nu pot să se căsătorească cu o persoană? Cum suntem noi ca să se căsătorească? Unde scrie în Biblia asta, mă? Repetentule, măi moțule, de mă faci să vin la Timișoara. Eu când zic că vin, nu-i ca și cum cine știe ce fac. Dar vin în biserica aia și te întreb, eu dacă îți adresez întrebarea asta, mi-ajunge. Eu aș fi în stare să-mi cumpăr bilet, să vin până la biserică și să strâng în gura mare odată. Nu-ți rușine, mă, repetentule. Și o să ies afară să mă duc. Atât. Până îmi pun eu bagajul meu de 50 de tone în avion, că noapte tutându-mă la voi, te beu, te mănânc, de exemplu, m-am uitat la toată predica ta, să zic așa. Am mâncat o înghețată, am mâncat o felie cu Nutella și nici n-am voie să mănânc Nutella, dar am mâncat Nutella. Am mai băut nu știu ce și uite așa vreo 700 de calorii mi s-o dospit buricul. Mă îngrăș din cauza voastră. Deci până mă duc încetucul la aeroport să-mi pun bagajul acolo, te întreb public. Nu ți rușine pentru nesimțirea asta, pentru comportamentul de care tu ai dat dovadă. Ce învățături oferi tu tinerilor din biserică? Tu îți dai seama? La un moment dat, ai zis undeva, exact la începutul discursului tău, fac acum referință la video ăsta, oameni buni care vreți să vă uitați la tot programul, o să pun link-ul la primul comentariu lăsat de mine, dați cu degetul sau cu telecomanda, depinde pe ce dispozitiv vă uitați, să vedeți cum spune, că o zis ceva de genul, că aproximativ 70% dintre voi care sunteți acum prezenți în seara asta, nu sunteți de la noi de la biserică, sunteți veniți din altă parte sau din alte părți și vă mulțumesc că ați venit. Dar tu cred că nu conștientizezi cât ești de criminal spiritual. Spiritual vorbim acum, da? Nici nu vreau să mă gândesc dacă și în viața reală ai dono, dar oricum, i-ai distrus sufletul lui, i-ai distrus. Și a Danei, pentru că n-ai menționat mai multe victime pe aceea. Cine știe câte victime ori mai fi? Bun. Ținând cont de faptul că la începutul programului tu ai spus, când ai început să vorbești, că peste 70% sau 70% din tineri prezenți acolo nu ți-l-a văzut la biserică, asta înseamnă că tu nu-i cunoști. Dar tu îți dai seama cât poți să fii de bolnav și de repetent. Mă, ești un repetent cu naftalină. Ești tot naftalinat, ești plin de naftalină. Pentru că tu nu-i cunoști. Dacă în momentul ăla când tu ai spus tâmpenia asta și deschid o paranteză și îmi ceri o iertare în numele tău, nici rușine mă să zic în numele tău. Raluca, eu îmi cer iertare, că omul ăsta a fost nesimțit. Te rog frumos, nu mai fi supărat. Te implor, m-aș pune în genunchi, dacă știi că aș rezolva ceva. Închid paranteza și mă întorc la tine, mă, naftalină care ești. Mă, dacă printre ăia 70% dintre tineri poate erau implicați într-o relație cu o persoană cu dizabilități.
Dacă după discursul ăla tău s-o dispărțit, că să gândiți, mă, m-am dus, l-am auzit pe pastor, pastor-i pastor, pastor-i pastor, îl ascult și să despart. Că mai știu pe unul de la Năsău, pe Cifor Cornel. Când sora mea Tabita a vorbit prima dată cu actualul ei soț și ea tot într-un scaun cu rotile, tot în situația rău. Nu atât de bolnavă, dar și ea foarte bolnavă a fost și îi acum momentan e ceva mai bine. În fine, nu o să dau prea multe detalii că nu vreau să o supăr pe sora mea dacă se uită la video și așa mai departe, dar când au avut prima tentativă de căsătorie, nu au mai avut loc. Adică trebuia să fie starea civilă la Iași, de unde e cumnatul meu, că acum ați căsătorit. Trebuia să aibă loc starea civilă. Nu știu cum se mai zic acum, depozitul ăla. Știți când avansul? Avansul era plătit pentru masă, la nuntă și așa mai departe. Cu toate astea, nu au mai avut loc starea civilă. De ce? Pentru că părinții din ambele părți s-au amestecat cazacusca, pe lângă asta, au contribuit într-un mod negativ și pastorul Cifor Cornel. Și nu a mai avut loc starea civilă. Și eu m-am supărat. Și l-am sunat pe pastorul Cifor Cornel. Acum nu mai e pastor, că cred că odată naftalina și în ăsta o îmbătrânit. Așa. Și mi-a făcut o programare la el. N-am vrut să-i spun despre ce programarea, pentru că după aia cred că nu mai primea. Și m-am dus la el acasă. M-a întrebat, Naomi, pentru ce a venit? Și am zis că vreau să vă întreb ceva în legătură cu sora mea Tabita. Era mai mică atunci, s-a fost în urmă cu vreo, nu știu, cu vreo 8-9 ani. Deci, gândiți-vă, da? No, bun. Și dacă nu mă credeți că am fost, am avut un martor, pe Debora. Debora, dacă te-ai la video ăsta meu, te salut. Că a venit cu mine. A venit cu mine, Debora, până la ușă la el. Și m-a așteptat, da? La portă. Bun. Așa. Și m-am dus. Și l-am întrebat. Frate, pastor Cornel. Oameni buni, nu mă aduc aminte cuvânt de cuvânt, dar esența mi-aduc aminte, n-am cum să nu mă aduc aminte. Că doar cu creierul meu m-am dus acolo. Și l-am întrebat. Spune-mi, te rog frumos, dumneatale, conform Bibliei, de ce dumneatale a crezut că sora mea Tabita nu e vretnică să se mărite cu băiatul respectiv? Și a început el cu balevernii pe acolo să spună că pe ea nu poate să-și îndeplinească îndatorile față de, adică îndatorile de soție față de soț. Și am zis că care-i salea? Eu știam, dar m-am făcut că nu. Păi cine face mâncare? Păi cine face curat? Păi cine așa? Am zis, frate, suntem atâția în casă. M-am ajutat-o până acum, putem să merez. Unul face mâncare, că doar suntem 12, nu? Unul face mâncare, unul face curat, face cu schimbul, doar nu e greu să facem asta. Și că despre relația intimă, cred că se descurcă ei și oricum până la urmă. Nu a putut sora mea, în stadiul în care s-a aflat, să-l manipuleze pe el sentimental. Că n-ai cum într-o situație în asta, adică n-ai poate viceversa să poate cel sănătos să-l manipuleze pe cel bolnav. Dar nu invers, adică nu văd cum s-ar putea invers. Cum un oameni bun, hai să fim un pic realiști, da? Și când i-am zis că suntem atâția frași că o putem ajuta, nu că el n-ar fi știut cât suntem, că o știut cât suntem, că doar ne cunoștea, că nu și-a făcut el timp să vină la noi acasă, m-a auzit pastre Cifor Cornel, să-ți fie grisul bun. Să-ți arunce pe gingii, grisul bun ăla pe care mănânci acum, că bănuiesc că numai gris poți mânca și mămăligă, I don't know. Oameni buni, dacă trec de ora asta viața, vine harul pe semne, sunt cum să păgoară pe semne harul, așa? Și nu vine la noi să ne întrebe cum suntem, ce facem, deși eram cu Tabita, asta înainte de faza aia. Eram cu sora mea, cu Tabita, era bolnav, era în comă, eram numai noi, hai de viața mea, numai noi ăștia mai mici acasă, cu ea, eu, David, cu Estera. Oh, vai, de mine greu a fost tare greu, tare, tare, tare greu. Pe nimeni nu interesa de la biserică, nici măcar când era cina Domnului nu venea să o aducă el. Rare ori venea. Îl tot trimitea pe un ceaș tu, Emil, și pe nu știu care, dă-te de cina Domnului. Hai tu, mă, și de cina Domnului. Foarte rar vine. Deci el ne știa familia, știi? Și când i-am zis că suntem 12 și că putem să o ajutăm noi cu astea, în afară de relația sexuală, că doar nu mai duce eu și hai că să o schelă, știi? Nu poate să mea, hai, du-te, nu, știi? Dar cu ce să putea, o zămucă, alea făceam. Da, bun. Și ce credeți el când spune mie? S-a apucă și mai cu nu știu ce versete și am zis, frate Cornel, dar nu justifică asta nimic. Te rog eu frumos, arată în dumneatale că sigur ești mai citit decât mine. Unde scrie în Biblie că oamenii ăștia nu-s vrednici de o căsătorie? Cu oameni asemenea. Nu trebuie neapărat dacă unul are sindrom Down sau aibă și alalt. Nu. S-a scris undeva asta în Biblie. Dar când a văzut că nu mă poate învârti, știți ce o să scătre mine? Și Cifore de minți. E cumva te întreabă careva și minți, mai bine fă-te că ai Alzheimer. Mai bine fă-te că îți activezi Alzheimerul lot
Știi cum a făcut Lot în Biblie? Că s-a culcat cu fetele. El nu a știut. El... Nu. Alzheimer. Mai bine fă-te ca Alzheimer lui Lot, dacă te întreabă cineva de ce zic aici, că de nou vin și la năsăut, m-a pus o factură, așa, ca speranță, m-a pus tot, mă învârt, ca un înghișbir, poate ai slăbit de la atâta învârteală, când Timișoara, când Lugoș, când nu știu ce, când Arad, apă la Deva neapărat, n-am cum să nu vizitez pe Boha, 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 mă, ce vorbești, și m-a pus o factură și ajung și la tine dacă minți, deci dacă aud că minți, e bai mare, vin la tine și îți fac eu grisul și ți-l fac cu boț, și ce zic, da, bun, auzit ce-mi spune el mie aici, când l-am auzit, i-am mai zis două cuvinte și am plecat, că nu... O zis el către mine. Bine, prima dată și nu numai o dată, de câteva ori m-a întrebat, dar cine te-a trimis? Te-a trimis Tabita? Te-a trimis Orin? Un frate de-a nostru mai mare, știi, care te trimitea bani. Doamne, veri! Un frate de-a nostru te trimitea bani ca să plătim noi cotizația la biserică. Bine, atunci n-a știut, dar după aia mi-am dat seama că, după vorbele lui ăsta, lui pastorul ăsta, mi-am dat seama că Sorin te plătea cotizația la biserică pentru noi, că nu știi. Și zice, și ce-a trimis? Crezi că dacă ați plătit cotizația atâta de mult și crezi că dacă fratele tău, Sorin, tot a trimis bani, crezi că ai dreptul să vii să-mi ceri ca să-i dau binecuvântarea la Tabita? Am zis și vorba despre așa ceva. Eu nici nu știu că fratele mi-a plătit cotizație, nici m-a interesat, nu m-a trimis nimeni, eu singură, pentru că s-a mărât în suflet să o văd pe sora mea cum suferă, pentru că și sora mea a fost foarte supărată, o plâns acum, dacă Tabita nu vrea să recunoască că o plâns și că o suferit, e partea a doua. Dar eu știu că o plâns foarte mult, am plâns și eu, mă rog, în fine. Bun. Știți ce o zis către mine după aia? Naomi? N-auziți aici o brăsnicie de naftalinie, că nu? Va, ce nervos, va, ce nervos. Îmi aduc aminte de zici că am auzit. Un pastor penticostal. Un pastor care avea experiență, oameni buni, că nu a fost tânăr, să zici că din ăștia tineri nu le mai scapă. Mai... Nu, ăsta era tot cu cârjă, de când îl știe, eu tot cu cârjă a fost. Auzi ce-mi spune el mie? Auzi, Raluca, ce-mi spune omul ăsta mie? Ascultă aici, Raluca, să vezi. Zice el mie, Naomi, ce reclamă, crezi că face sora ta Tabita când intră în biserică pe scaunul cu rotile? Eu când am auzit, am zis, frate Cornel, nu te supăra. Am știut că Mitalia a citit mai mult Biblia, dar și eu am citit-o. Dar n-am găsit nici unde scris în Biblie că noi ca și creștini, bine am auzit noi că așa m-am exprimat atunci, că atunci încă parcă mai oscilam cumva cu, mă gândeam că există Dumnezeu, că nu, mă rog. I-am zis, unde scrie în Biblie că noi, ca și creștini, trebuie să fim reclamă? Sau să reprezentăm o reclamă pentru Dumnezeu sau în numele lui Dumnezeu? Sau măcar un sinonim? Că vedeți voi, de multe ori nu se scriu, adică nu scris unele cuvinte, dar poți să înțelegi că sunt niște sinonime acolo, da? Zic, antonime am văzut, dar nu sinonime. Zic, frate Cornel, eu din câte știu în Biblia asta scrie că să fim lumină și sare. În situații în care trebuie să servim drept lumină, adică să fim mai blânzi, și situații când trebuie să fim sare, adică puțin mai severi, depinde de situație și context. Că situații în care e de preferat să fim blânzi, și sunt alții în care trebuie să spui copitele și să fii de căluț. Da? Și am zis, frate, știu că în Biblia așa scrie că să fim necesare. Cum poți, Mitali, să spui așa ceva? Gata, mami, gata, nu mai am timp. M-am dus. Și în timp ce mă duceam de la el, de la etaj, i-am zis, da, frate Cornel, mireasele astea care intră cu țâțele, și știu că așa am făcut, zic, care intră cu țâțele astea așa și cu decolteile alea așa, Doamne, că sper să nu mă arăpe și eu goliciunile mele grasă. Femeile care intră decoltate și machiate și cu unghii de 30 de kilometri, nu cam ceva cu ele. Dar întreb, ce reclamă fac ele biserici? Ce reclamă fac și cui fac reclamă? Și apoi m-am dus. Vă dați seama? Bine, acum sora mea e căsătorită tot cu băiatul respectiv, o trecut prin tot felul de încercări, de greutăți, bla bla bla. Dar, vă dați seama ce a putut să-mi spună un pastor? Că ce reclamă face sora mea când intră pe căruț? Păi nu ți-e roșine, mă, bă, ce fore, Doamne, veri.
Când te mai văd și amu că stai la amvon, acolo pe scaunul ăla, din partea dreaptă, cum te uiți pe internet. Deci eu când te văd cum stai acolo, atâta faci umbră degeaba la amvon. Faci umbră. Îmi spui tu mie că sora mea Tabita. Și să nu fi fost sora mea, că uite și de era Luca mă doare. Și o cunosc de foarte puțin timp. Dar mă doare. Mă doare. Pentru că e o situație atât de critică. Foarte critică. Și voi, pastorilor, vă bateți joc. Unul îmi zice mie că ce reclamă face, dar unii vreodată scrie de reclamă în Biblie. Încă cu atât mai mult. Sora mea putea să fie un exemplu. Nu, zic și eu, mă gândesc, mă. Că tot se predică că să nu curviți înainte, bla, bla, bla. Păi dacă ar fi văzut-o cineva pe sora mea și în momentul ăla trăiau în curvie, s-ar fi gândit, mă, dacă fata asta se căsătorește și îi scau în curotile, păi de ce să nu mă căsătoresc eu și să trăiesc în păcatul curviei? Trebuie să fie o pildă pentru mine, un exemplu. Mâine mă duc și mă căsătoresc eu. Nu mai stau să trăiesc așa. Putea să fie un exemplu. Dar stai un pic că noi trebuie să fim, noi trebuie să, știi, să fim așa, să ne prezentăm sub o formă de reclamă, că doar, nu știu, suntem la Pantene Prove, la, nu știu, la Dedeman, pe la, nu știu, oameni buni. Și ăsta, Naftalin ăsta de Dumitru Moț, la aproape 10 ani de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și tot el a fost pastor și atunci, că am întrebat-o pe Raluca. Ești sigură că în urmă cu 10 ani, adică în perioada respectivă, tot Dumitru Moț a fost pastor? Da, Naomi. Tot el a fost pastor. Că dacă nu era el, știi, nu. Deși, voi adormiților din comitet, mă, voi adormiților, voi ăștia care dormiți din comitet, voi știți că și voi aveți datorii față de oițile din biserică, că doar faceți parte din comitet. Sau voi nu știți. Sau tu, pastore Moț, nu știi că pe lângă unele sarcini pe care le ai față de membrii din biserică, fac parte și astea două sarcini. Hai să citesc un pic așa, că nu, știi? Tot din secțiunea 5-a. Citesc un pic din articolul 42 care spune așa. Biserica Pentecostală este condusă de pastorul ales. Biserica Pentecostală locală este condusă de pastorul ales de adunarea generală a bisericii și confirmat de comunitatea regională, teritorială sau etnică și de comitetul executiv al cultului creștin pentecostal, Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Și ascultați aici, articolul 43 din secțiunea 5-a. Pastorul bisericii are următoarele atribuții. O să citesc numai două care sunt foarte relevante, ca să nu vă obosesc mai mult. A. Predicarea și învățarea Sfintelor Scripturi. Voi o spurcați-mă când puneți mâna pe oricum. D. Consilierea, adică consilierea, da, că poate am pronunțat greșit, pastorală a membrilor bisericii. Și mai scrie ceva, eu am citit doar A și D. Deci, pastorul are următoarele atribuții. Să predice învățarea Sfintelor Scripturi. Care e învățarea Sfintelor Scripturi când voi, mă, eu măcar nu pun mâna pe Biblie, mie când întrebă ceva, mă uit online. Că parcă mi-e cumva, nu știu să pun mâna, nu știu. Știi? Nu. Mă, dar voi, o luați, vă sprijiniți pe aia ca boha, și tu te-ai sprijinit de câte vor pe aia, că te-am văzut acolo, bă, nu vă mai sprijiniți, bă, lăs, da. Care, mă, predicarea și învățarea Sfintelor Scripturii? Că voi inventați Scripturi. Voi ați inventat Biblia voastră. O rânduiala voastră. Voi ați inventat ce ați vrut voi. Ci că consilierea pastorală a membrilor bisericii. Când te-ai dus tu vreodată să vorbești cu Raluca? Când te-ai dus să o consiliezi? Și acum mă duc din nou la articolul 45 cu alineatul 3, unde scrie că pastorul va putea deține o slujbă de conducere până la împlinirea vârstei de 65 de ani, iar dacă biserica și conducerea comunității consideră că este eficient în poziția de pastor, poate sluji până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Tu nu ești eficient, tu ești repetent. Repetent ești. Să-ți fie rușă. Că din cauza ta trec de oră. Dar nicio problemă. Că asta e, mă pălit, haru, mă pălit. No problem. Nu-ți rușine. Zi. Nu te așa cum stă și mie păr. Zi. Te-ai să-mi pun baticul. Nu-ți rușine. Pastor emoț. Nu? Chiar eu deja am antenie și. Zi. Nu-ți rușine că ți-ai bătut joc. Era Luca Popescu. Oare câte avorturi spirituale ai mai comis? Și încă nu se știe de ele. Că nu, oamenii tac. Că vezi tu, voi aveți relații, sunteți mafioți, alea, la unii le frică să vorbească.
alții zic că nu se mai merită, alții s-au dus deja de la voi de la biserică. Câte avorturi spirituale ai comis? De câte avorturi spirituale ești responsabil? De câte? De câte, mă? Și pe lângă tine sunt vinovați și ăștia din comitet. Îi întreb acum pe ăștia din comitet, din comitetul actual. Care dintre voi, când a fost situația respectivă comunicată la comitet cu a fost, mod să vă adunați pe toți la comitet? Nu mințiți. Nu mințiți, că știu eu. Mi-au șoptit corbul lui Orbu. Câți dintre voi, după ce a știut de situația ei, v-ați dus să vorbiți cu ea? Să vedeți dacă plânge, dacă e ok, cum e situația, cum s-a întâmplat. Care v-ați dus, mă, odată? O singură dată. Stați și bulbuciți în scaunile alea de la amvon. Sunteți niște incompetenți, sunteți repetenți, spiritual, sunteți vai de cămeșele voastre. Nu știu la ce mai se consumă curent să vă fie călcate. Nu știu. Nu știu. Mie una mi-ar fi rușine. Mi-ar fi rușine să dau atâta, să emană atâta lipsă de empatie, de bun simț și de omenie. Auzi tu la el ce spune că bunătatea unui om face farmecul lui. La care după aia te duci și te folosești de exemplu ăsta, o insulți pe Raluca și spui că totuși trebuie să fie o potrivire de aspect. Nu mai spune, mă. Nu mai spune. Nu mai spune. Unde scrie în Biblie că trebuie să fie o potrivire de aspect, mă, curcubeu care ești? Unde scrie? Că, Doamne, ce nervoasă pe tine. Unde scrie? Cumva și măsurători? 180, 190, 310? Că la aspect la asta te referi, nu? Că tu ai început după ce ai spus de aspect, te-ai folosit de exemplu cu persoana asta în cărucior. De fapt, ai făcut referință la Raluca. La o persoană pe care tu ai făcut-o să suferi, pe care ai făcut-o să plângă, alături de familia ei și de care nu te-a interesat. Sau crezi că dacă te mai întâlnești cu ea pe la cumpărături, căută-mi să arată din nou un vis, că te mai întâlnești cu ea pe la cumpărături și îi spui că nu, no, că ca și creștin trebuie să tragi la biserică, trebuie să faci ce? Păi dacă tu ai provocat o rană, sau dacă tu ești conștient că există o rană la oaie, păi nu te duci să o pansezi ca să poată să vină la biserică. Că ești chiopă, tu trebuie să o ajuți ca să poată să vină la biserică. Metafor spiritual vorbind, știi ce zic? Nu. No. Nu știu pică ăsta pe mine. Aș vrea să cred că am slăbit, dar scât China. Zi, pastore. Nu-ți rușine. Nu ai observat că faci umbră acolo la scaunul ăla, la amvon? Nu? Voi ăștia din comitet, somnoroase păsărele, pe la amvonie se adună, se ascund după valută, hibernare plăcută. Uite așa, că de mai stau un pic, le mai și scot. Știi că doar trăiască spiritul de guță de mine. Mă, nu vi rușine, mă. Nu vi rușine că ați făcut-o să sufere și încă suferi. Când mă gândesc la pastorul Cifor Cornel, auzi tu ce spune el mie, că sora mea, sora mea nu face reclamă bună bisericii dacă intră în căruț în biserică. Doamne, la adică eram în stare să duc în brață dacă strica faza cu căruțul, dar nu aia a fost chestia, știți? Câte idioțenie, câte imaturitate. Și știți ce e trist, oameni buni? Că voi, mulți, nu toți, nu toți, dar mulți, nu vă puneți semne de întrebare, nu vă analizați, nu stați un pic să vă faceți o inspecție personală. Acum mă refer la inspecția personală spirituală. Să vă gândiți, îs lucruri bune pe care le puteți învăța, oamenii care vă oferă așa zisele învățături, îs oameni competenți? Exact cum vă uitați la părul meu. Exact cum nu vă place barul ăsta din spate, că nu așa ziceți voi bar. Exact așa trebuie să fiți și cu pastorii, oameni buni. Cu mine n-ați avea de ce, pentru că eu niciodată n-am scris păstorița voastră a nimănui. Eu stau frumos la mine acasă, nu stau pe banii voștri, nu vă iau din colectele voastre, nu mă fac că strâng cotizații și fac nu știu ce cu ei, nu vă cer donații, oameni buni. De la mine n-aveți cum să aveți pretenții, că nu vă datorez nimic. Adică singurele lucruri pe care vi le datorez, e bunul sâmb și respectul, pentru că vi le datorez ca de la om la om. Dar pastorii vă datorează așa atât de multe. Eu cred că unii dintre voi sunteți, cum sunt foarte mulți oameni,
Așa în viața de zi cu zi. Ei habar n-au că au drepturi. M-am întâlnit cu un client și am vorbit despre o situație și am zis, mă, tu știi că ai dreptul ăsta, ăsta și ăsta. Păi de unde să știu, doamna Naomi, că nu? Și am zis, mă, tu ai dreptul ăsta. Ai și ăsta și ăsta și ăsta. Pentru că tu te încadrezi în următoarele cerințe și tu ai astea, drepturile astea. Oameni buni. Ok, sunteți voi membri. Și ei sunt pastori și fac parte din comitet, adică sunt pastorii și comitetul ăla de acolo. Dar asta nu înseamnă că voi n-aveți drepturi. Voi știți cum sunteți obișnuiți? Cum e și un frate de-a meu? Un frate de-a meu el mereu are impresia că numai el trebuie să plătească, că numai el să lucre. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Relația dintre voi trebuie să fie reciprocă, trebuie să fie win-win. Așa trebuie să fie. Voi aveți niște obligații față de ei, de pastor și de conducere, dar și ei au obligații față de voi. Voi aveți niște responsabilități și ei au. Voi aveți niște drepturi și ele au. Sunt diferite, dar există. Oameni buni, aveți dreptul de a vă pune întrebări acasă. Și după aia, dacă nu aveți răspunsuri, aveți dreptul de creștin să mergeți să întrebați pastor. Să mergeți să solicitați o întâlnire cu el. Aveți dreptul. Dumnezeu vă da dreptul ăsta. Dumnezeu în care credeți voi, societatea. Societatea vă declară liberi. Numai că voi puneți vina pe societate. Și acum când zic societate, mă refer la unele instituții. Guvernul cum ar fi. Voi credeți că guvernul vă subjugă din orice punct de vedere. Nu e așa. Când vreodată s-o băga guvernul să vă spună, știți, voi aveți o limită, n-aveți voie să treceți de linia asta că acolo sunt pastori. Nu, guvernul face asta. Deși și guvernul ei sunt din multe puncte de vedere. No problem că îți iau acord cu voi. Dar nu-i numai el de vină, 100%. Pastorii, comitetul, ei vă impun niște reguli. Știi, niște standarde care, de fapt, nu ar trebui să existe. Niște bariere. Ele nu trebuie să existe. Voi, ca cetățeni, creștini, cum vreți voi, aveți drepturi depline. De ce nu vi le cereți? De ce nu mergeți să vorbiți cu pastorul când aveți probleme? De ce nu mergeți să vă sfătuiți? Dacă vedeți că nu aveți cu cine, duceți-vă de acolo, căutați în altă parte. Că atât de mare lumea asta. Căutați, 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 căutați. Doar și în Biblie scrie că să cauți, să cercetești și așa mai departe. Versetul ăla nu se aplică numai la anumite situații. Dacă situația voastră e de așa natură, că trebuie să căutați, căutați. Dacă nu mai aveți putere, mai poposăți, mai stați, mai luați un pic de energie și continuați. Voi aveți drepturi. Și voi nu sunteți conștienți de ele. Că, nu, zic alții, cum să mă duc eu să vorbesc cu pastorul așa? Dar cum pot eu să-l întreb pe pastor așa? Că, nu, că sunt obraznic. Nu ești obraznic. E dreptul tău. E dreptul tău să-l întrebi. Ce s-a făcut cu banii de la colect? Dacă tu ai pus bani acolo și ești interesat. Deși atunci când are loc adunarea generală. Îs niște chestii acolo, trebuie să fiți informați. Dar în paralel, dacă tu vrei să știi și dacă pastorul e corect, ei trebuie să-ți spună, sau alte aspecte, nu neapărat de colectă, v-am zis așa numai. Nu sunteți obraznici. E dreptul vostru, dacă vă ziceați într-un mod politicos. E dreptul vostru. E libertatea voastră. Dar voi atâta sunteți de orbiți. Nu pot să-mi dau seama. Și mergeți în turmă, într-o... Vai de mine, vai de mine. În fine, încă o video că e foarte lung. Oricum, voi numai peste vreo 10 ore o să-l vedeți acum, pentru că întotdeauna când filmez în formatul ăsta, adică când dau play și folosesc și desktop-ul, durează cel puțin 10 ore până se încarcă pe YouTube. Asta e. Nici o problemă. Raluca, am făcut video ăsta cu drag și cu respect față de tine. Încă o dată, îmi ceri o iertare pentru supărarea care ți-a fost provocată de pastorul ăsta și de comitet. Să știi că nu ești singură. Atât cât pot, o să-ți fiu alături. Alături de mine mai am niște oameni de pe YouTube care oricând, la orice oră, eu știu că mă pot baza pe ei în cazul în care avea nevoie de noi. Așa, îți doresc multă sănătate, deși știu că situația e tristă, dar eu îți doresc multă sănătate atât cât se poate. Felicitări pentru studiile superioare pe care le-ai urmat și le-ai obținut. Succes la muncă și... Poate într-o zi o să-ți găsești tu iubirea, dacă crezi în iubire. Știi că se poate întâmpla să nu mai crezi, dar în momente și, no, dacă nu crezi, poate apare. Mai știi, poate mai apare. Că se mai întâmplă și din astea să apară, știi că, no. Poate.
Și poate într-o zi o să fie cineva care să te iubească și să te prețuiască așa cum îți dorești tu. În cazul în care îți mai dorești chestia asta. Că trauma prin care a trecut e o traumă foarte grea, mă refer sentimental. Și probabil te-ai mâhnit și te-ai întristat în sufletul tău. Dacă cumva mai crezi în iubire, speră și... Sau dacă nu mai crezi, foarte bine că nu mai crezi, că nu-ți mai îngreunezi viața. Nu, nici nu știu cum să zic și acum. Bun, te salut, ești în Irlanda. Îți mulțumesc că ai avut încredere în mine ca să deschizi sufletul față de mine. Și în cazul în care te contactează harapalul ăsta, Dumitru Moț, și dacă își cer iertare de la tine, să mă anunț și pe mine ca să fac un alt video, să le spun oamenilor că totuși și-o cerut iertare. Ca să nu zică oamenii că, bă, n-ame, dacă și-o cerut iertare și nu știi, nu, până acum nu și-o cerut iertare. Niciodată nu și-o cerut iertare și-o greșit. Nu e ca și cum nu-o greșit față de Raluca, ba, da, o greșit pentru că s-o băgat în relația ei și-o influențat foarte negativ și i-o provocat atâtea racle și nici măcar nu s-a dus să vadă ce face. Plus de asta, ați auzit ce-o spus? Ați auzit ce-o spus în video ăsta? El îndeamnă oamenii care vorba aia pot să meargă pe două picioare că cum te uiți tu la o handicapată? Ceva de gen. Ce vorbe grele. Adică despre hormoni nu vorbim că suntem înregistrați. Dar ca să jignim, o dăm din plin, cu număr fără număr. Așa e Dumitre Moț. Ce logică eșuată ai. Unde mai aplici logica asta? Unde o mai aplici? Ferească Sfântul să-ți o aplici în viața personală. Nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau. Dar nu uita că mulți pastori ca tine, mulți provocați durere în sufletele oamenilor și atâta sunteți eparșivi și tine simțiți că nici măcar nu vă pasă să le dați un telefon. Mă, du-te-mă și cumpără un buchet de flori. Du-te-mă și cumpără un buchet de flori și du-i-l. Și dacă cumva ți-l acceptă, nu știu dacă stă la casă sau la apartament, dacă stă la casă, du-te și umplete-te grădina de flori. Sapă-i flori și pune acolo să stă uite la ele în fiecare dimineață când plânge. Măcar creează o priveliște frumoasă. La câtă amărăciune e. Ce așa greu, mă? Ce așa greu să te duci să spui sorry? Ce așa greu să dai un telefon să vezi ce faci? Ce așa greu? Ți-e mai ușor să faci mișto de aia de la ambon în biserică. Așa e. Tu știi de câte ori mi-am mulțumit că am vorbit un pic la telefon cu ea? Că n-are pretenții de rai. Cât e frumos să vorbi cu mine. Cât e frumos. Și cât de recunoscătoare a fost și n-am făcut nimic, doar am sunat și am vorbit. Oamenii enoreași n-așteaptă lucruri mari. Îți gesturi mici. Un pic de timp să vorbești cu ei, mă. Un pic să-ți pesă, mă. Voi nu vă pasă. Voi nu vă faceți timp. Numai să numărați valute ca birjare. Să vă fie rușini oricum. Moțule, pensia ta, du-te ești la pensie. Că oricum degeaba ei. Pensie de țânțare. Tu nici ar trebui să-i tu nicio pensie. Că cine știe cât e victime o să mai apară? Și dacă mă mai contactează vreo femeie sau un bărbat, să știi că o să fac videouri. Atâtea fac pe bandă rulantă. Măcar să te prindă rușinea mult la bătrâneață. Și pe tine și pe ciforul la Cornel. Nici măcar odată nu s-a dus nici la să ceară sori la sora mea la tabită. Ce vei așa greu, mă? Nu mai puteți să pronunțați bine unele cuvinte? Vă stă proteza într-o parte? De ce nu mai puteți? De ce nu, mă? Ce vei așa greu să spui? Iartă-mă, te rog frumos, iartă-mă. Câteva secunde de recunoștință. Te și sperii, mamă, te și sperii când vezi ce gorile repetente sunteți acolo în fața ambonului. Cu comitetul la care dorme. Dormiți toți, mă. Dormiți toți. Să vă fie rușine. Raluca, te salut. Și în caz de ceva, să știi că noi suntem aproape. Eu și unele persoane de pe YouTube în care am încredere. E să nu te simți singură. Dacă am supărat cu ceva în video ăsta, mă refer pe tine dacă te-am supărat. Te rog frumos să mă ierți. Dacă am spus unele chestii și nu au fost valide, adică dacă nu mi le-am amintit bine cum o trebuie, te rog frumos să mă corectez că nu mă supăr. Și dacă te contactează omul ăsta și-și cere iertare, te rog frumos să mă anunți pe mine ca să revin public și să spun că totuși s-o trezit Eminescu din poalele lui Harapalb. Bine? No, te salut, sănătate multă, moți, afar cu tine, hai! Du-te afară, du-te pe schiuri, du-te pe schiuri acolo cu Iohannis, hai, la golf cu Donald Trump-ul ăla vostru. Că aveți mai relații prin America. Du-te la golf. Duceți-vă la golf. La revedere.